La Cimleu Silvania a avut loc astăzi cea de-a 7-a ediție a Târgului de Paște organizat de Școala Gimnazială Silvania. Zeci de elevi de la Școala Gimnazială Silvania au organizat astăzi în Parcul Central din Cimleu Silvaniei cea de-a 7-a ediție a Târgului de Paști. Elevii de la Silvania s-au pregătit de câteva săptămâni confecționând obiecte decorative cu tematică pascală pe care să le scoată la vânzare. Ei și-au implicat și familiile, astfel încât pe tarabe au fost expuse la vânzare produse de patiserie și limonadă pentru toate gusturile, că în fiecare an elevii Școlii Gimnaziale Silvania l-au așteptat în special pe primarul Septimiu Țurcaș, care spun ei este cel mai bun cumpărător. Ce clasă sunteți? A treia B! A treia B? Bravo! Nu știu ce sclătite aici? Care foarte tare! Care foarte tare! Vreau minunăstia! Ne bucurăm că putem ajuta și anul acesta cu mine și bine. Da, e un lucru extraordinar. Cu dragul, tot ce fac. Da, e un lucru extraordinar și pentru voi, ce vă puteți. Sunt copii care nu sunt așa de norocoși ca și voi. Bun. Eu vă dau banii ăștia. Serviți-o prăjiturică. Uite, serviți-o domnul. Eu am omorât, dar deja am mâncat între... Am mai mănânc una. Și un șervețel. Totdeauna mă... Dar știu, nu? Anul trecut, copiii din Cimleu au reușit să strângă peste 16.000 de lei pe care i-au donat secției de copii de la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca și banii strânși la ediția din acest an vor avea aceeași destinație.